Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii EVZ TV. Invitatul nostru, al meu și al lui Dan Andronic de astăzi, este domnul colonel în retragere de securitate, Dumitru Burlan, un personaj, cel mai apropiat personaj din securitate de familia Ceaușescu. S-a ocupat o lungă bucată de timp de securitatea, siguranța, supravegherea celor doi copii ai cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, respectiv de Zoe și de Nicu Ceaușescu. Bine ați venit, domnul colonel, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și pentru faptul că am făcut o vârstă care nu știu dacă de acum încolo mare cineva posibilitate. Păi da, după cum arătați, o să adăugați da. Bine la vârsta cam asta. Măru, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc din suflet. Domnule colonel, cât este adevăr și cât este legendă în povestea despre idila dintre tânăra pe atunci Zoe Ceaușescu și tânărul pe atunci Petre Roman? Tot ce am scris eu în mai multe situații la diferite televiziuni și ziare este purul adevăr. Deci mie nu mi-a stat niciodată în caracter să mistific adevărul. Păi nu va bănui nimeni niciodată de minciuni sau exagerări. Da, dar ca să vreau să specific asta în fața dumneavoastră aici, că tot ce am scris și am făcut legat de copiii lui Nicolae Ceaușescu, care de la început vreau să vă spun că regret, acești copii n-au avut viață, domnul. Ei s-au bucurat, știu eu, câțiva ani de zile de anumite libertăți pe care alții nu le aveau, dar ei n-au avut viața așa cum o au tinerii din ziua de azi. Da. Sau chiar tinerii din vremea aia. Sau tinerii care se bucurau din vremea, de... da. Și din vremea aceea, dar astăzi este cu totul și cu totul altceva. În sensul că ei erau pe lângă cei din ziua de azi mielușei. Atunci, erau cuminți. Erau cuminți. Și s-a întâmplat ca odată Elena Ceaușescu să întrebe la dispeceratul nostru la direcția 5-a unde se găsește Zoe. Și atunci au luat legătura cu mine prin stație și m-au întrebat. Și a zis că sunt la grădina Bordei prin parcul Herăstrău. Și i-a raportat lui Elena Ceaușescu și zice ce te așteaptă tovarășa să te duci să o iei de acasă, cu mașina, că vrea să vadă și dumneai ce să, adică pe Zoe cu Petre Roman. Și eu m-am dus cu mașina o Dacia albă 31-33. Nu să uită anumite chestii și m-am dus și am luat-o. Era cu 1B sau cu 2B? Că conta și asta. 1B. 1B. Și aveam două antene pe spate și una pe față. Nu și se prindea nimeni. Era ca era ca pisica cu cu clopoței și cu da, și am mers și m-am intrat pe... Cum ați luat-o în mașină și ați dus-o la filaj? Ați dus-o m-am la filaj. Da. Ce face, cum, zic, să plimbă pe aleile din cum băiat. Eu, când m-am dus să o iau pe domnei, după ea aveam doi colegi. După Zoe. După Zoe. Știi, adică nu am lăsat obiectivul descoperit. Vraiște. Și vă și spun, capitanul Stanciu Ion și locotenent major Albu Ion. Deci amândoi. Și m-am dus cu dumnei. Da, îl identificaseți pe băiatul care era la plimbare? Adică știați că e pe băiatul lui Walter Roman? Haideți, domnule. Și îl identificați imediat, nu? Știam cine este. Dar cum s-au cunoscut? Poftiți? Cum s-au cunoscut? Aia el era mai mare. El era mai mare, păi da. S-au cunoscut în cartier. Pentru că ei stăteau acolo. Nu știu cum s-au cunoscut. Dar eu știu că eu am raportat atunci când s-au întâlnit.
Petre Roman termina liceul sau era chiar student, nu? Era student, nu, nu era student Petre Roman. Că am să ajung acolo și o să vă zic, a văzut 15, vreo 15 minute a stat în cu mașină mine, și s-a uitat la ei. Da. Bineînțeles. Ei ce făceau? Se pupau? Mergeau de mână? Stăteau de mână, câteodată deși de mână, stăteau după ce câteodată Petre Roma o lua după gât și o... Da, Zoe era mai mică, cât era? În clasa 10-a, 11-a? A 10-a, nu mai fiu minte în ce clasă era, dar într-o cazul, diferența între ei era de vreo 4-5 ani. Păi 4-5 ani înseamnă că dacă el avea 18, Zoe avea 14? Uite, nu mai știu, dar chestiunea este că eu așa știu, 3-4 ani de zile chiar era o să diferența, mă uit acum. Da, dar da. Chestiunea, păi da, domnul, în ziua de astăzi, la 12 ani, nu, fetele... Nu toată lumea. Și eu cu tovarășa n-am stat cu mașina pe loc. Uh-huh. Pentru că se prinde. Ziceam că da. Se adică, prinde. Nu vroiam ca Zoe și Petre Roman să știe că sunt urmăriți. Da, da. Și am întors după aceea mașină. Trei ani diferență. Poftiți? Trei ani diferență. Trei ani diferență, nu? Deci, Roman născut în 1946, Petre Roman, Zoe 1949. Da. Păi v-am zis și eu am zis 4, nu? Da. Da. Păi bun, acum dacă luăm și lunile în calcul, s-ar putea să ne iasă. Adică nu v-am derutat prea. Nu, nu, că aveți încă memorie bună. Deci ați luat-o într-o, pe Elena Ceaușescu, într-o acțiune de filaj. Da, da. Dar vă spun, chestiunea este că m-a întrebat la început, dar după aceea, după vreun sfert de oră, mi-a zis și... hai să mergem acasă. Da, v-a întrebat cine e băiatul? Păi, prin stație i-am zis că să-i spună lui tovarăș că a întrebat la dispecer unde este Zoe. Da. Și eu, când m-a sunat dispecerul, că aveam o stație neocită din aia, de 10 kg cu mine. Și cu mine, în mașină, că nu puteam să o duc. Și i-am zis că domnișoara este cu Petre Roman prin parcul Herăstrău, la grădina Bordei. Dar ce reacție a avut? Când era Elena Ceaușescu, era în mașină cu dumneavoastră și a văzut-o pe fiică-sa la plimbare cu băiețelul ăla, cu Petre Roman. Ce reacție a avut? N-a comentat cu dumneavoastră? N-a comentat nu, față nimic. Nu, n-a comentat nimic. Nu. Da. De ce? Da. Asta. Da. Dar aș vrea să vă spun finalul. Așa. Finalul... Am mai stat, nu știu cât, dar ei au plecat împreună. Deci, Elena Ceaușescu, eu am dus-o acasă, am lăsat-o și am revenit înapoi la cei doi colegi de-ai mei. Și au mai stat, cred că cam o jumătate de oră au mai stat prin parc și pe urmă au plecat spre casă. Bineînțeles, Petre Roman a condus-o aproape de casă. Și el s-a retras. Era în perioada în care accesul era restricționat în cartierul Primăverii? Nu. Nu, deci se putea circula, încă nu l-a păruse nebunia cu legitimatul, miliția, cu... Mai târziu s-a restricționat Bulevardul Primăverii și Calinin. Uh-huh. Eliade. Da. Pentru că dacă vă duceți aminte acolo pe Calinin, cum intrai, parcă pe dreapta sau pe stânga, era o măcelărie. Da. Eu nu știu, am apucat-o, da. Eu de acolo luam carne și... Oricum nu intra nimeni acolo. Da. Da. Și ca să vă spun, odată i-am cerut niște... Că mai mult, dat fiind faptul că aveam trei copii, soția fără servici, luam din astea mai ieftine. Mai ieftine, da. Și... Da. I-am zis, la 34 de lei kilo. Da, i-am zis măcelarului că să-mi pună și o bucată de muș file. Dar zic, cu bani. Da, și mai puțin el. Zic, băi, dar cu bani. Vă dăm și bani. Da, da, știți cum e, dădeați 100 și vă dădeați 200. Sunt niște chestiuni amuzante. Așa și... Vreau să spun că asta în vară, ăsta a fost, Elena Ceaușescu n-a vrut să audă de Petre Roman. De ce?
Pentru că era evreu? Ei cum se spune? Era, așa cum se spune? Că era fiul lui Walter Roman. Că știți și dumneavoastră, Walter Roman i-a adus pe tovarășii ruși în țara noastră. Păi da, era de-al lor, ilegalist. Păi era de-al lor, dar să știți că față de Elena Ceaușescu, nu-l vedea cu ochi bun. De ce? Că fusese locțitorul politic al diviziei Tudor Vladimirescu și venise cu rușii. Mă rog, da. Dar pe Roma am impresia că a uitat. Și cu și Ion Iliescu a uitat de treaba asta. Când l-a pus prim-ministru pe Petre Roman. Dar asta este istoria. Așa s-a scris atunci istoria. Păi, și cu ocazia asta, deci cu ocazia idilei cu Zoe, care înțeleg că n-a fost aprobată de Elena Ceaușescu, da. Petre Roman a plecat la Toulouse. Nu? Dar cum? Tovarășa l-a trimis la Toulouse. Nu, păi, în sensul ăsta, nu. Păi da. Vreau să spun că nu a plecat tovarășa el. Tovarășa Elena Ceaușescu, să înțeleg că ce e tovarășa. I-a făcut un bine lui Petre Roman. I-a făcut un bine, da. Da, ca ea să scape pe Zoe de Petre Roman. Dar Zoe era îndrăgostită de Petre Roman? A, nu se punea problemă. Nu se punea problemă. Nu, că un singur... domnul Dan, eu am participat... aproape 2 ani de zile am stat lângă Zoe Ceaușescu și am participat la o adevărată dragoste a ei cu un ginecolog din Cluj, Dan Vinze. Eu la un moment dat m-am dus la domnișoara Zoe și i-am zis: domnișoara Zoe, vă rog frumos să faceți abstracție de prezența mea în jur lângă dumneavoastră pe aici. Eu vreau să vă comportați, vreau să vă comportați normal și fără să nu vă sfiiți de prezența mea. Că să știți, eu nu am altă sarcină aici decât să nu vi se întâmple ceva dumneavoastră. Să fie atacată, să fie... Da. Nu faptul că dumneavoastră vă plimbați, vă duceți la schi, vă duceți nu știu unde cu domnul Dan, domnul îi ziceam, să știți. Da. Și domnișoara. Deci cântărea foarte mult faptul că aveați o atitudine părintească față de ea, că aveați, era stată de 3 copii? Domnul, păi i-am zis toate treburile astea. I-am zis domnișoarei ca după aceea o ducea Dan în cârcă. Domnul, o săruta de față cu mine. Deci, n-am avut niciun fel de probleme. Niciun fel de probleme. Până când a venit al doilea, nu mai țin minte, anul, și am fost la mare ca să-l cunoască pe tovarășa și tovarășul, să-l cunoască pe Dan. Pe doctor, da. Pe doctor. Că venea ăsta săracul de la Cluj joi seara și pleca duminică sau luni de la Predeal la Cluj. Avea tot un Renault 16. Și am fost la mare, l-a prezentat. Verdictul a fost dat în jur de o săptămână. I-a atras atenția că să nu se mai vadă cu el, că a zis tovarășa ce eu m-am săturat, am destui unguri în familie. Așa... Păi se spune că ea așa a acționat și la Petre Roman, care destui evrei, că ne ajunge o evreică în familie, că o avea pe cumnată sa, evreică. Zicea că are și destui unguri. Și păi așa a zis și de Gealul Gal, când l-a schimbat, că el a fost ministru de interne. Da. Și l-a dat la Arhiva Națională. La Arhiva Națională, da. Unde a stat 10 ani de zile și a descoperit multe și multe. Și a stat liniștit, exact, da. Deci asta a fost și a plecat. Și aș vrea să vă spun aici sfârșitul lui Dan Vinze. Una din nepoata mea, cea mare, s-a îmbolnăvit și fetele mele au identificat o doamnă doctoră care se pricepea la asta, la plante, la care așa, și a adus-o acasă să o trateze, să o vadă. Și
fără să... Cum să spun? Eu să-i spun că am lucrat unde am lucrat și așa. Mi-a povestit, ia, fără să... Mi-a povestit ce eu în blocul în care stau, aveam un doctor ginecolog, Dan Vințe, care era prietenă cu fata lui Nicolae Ceaușescu. Și datorită faptului că părinții nu l-au mai lăsat, el și-a găsit sfârșitul pe treptele blocului, mort de beat, și acolo a murit. A dat-o în patima beției? Da, el. Uh-huh. Iar ea a fugit de acasă în anul următor. Zoie. Zoie. A fugit de acasă cu Mercedesul care l-a dat și-a înșacul Iracul când a fost așa un Mercedes. Decapotabil, nu? Decapotabil cu două locuri. Da. Foarte frumos și l-a lăsat la Gara de Nord. Și atunci... Păi și filajul unde era? Poftiți? Filajul unde era? Păi nu... Ce se întâmplă, domnul Dan? Noi nu puteam să facem filaj după Nicu și după... decât la ordinul lui Elena Ceaușescu. Ca când cerea. Deci nu era un ordin nu continuu? Nu era un ordin, da. Nu era un ordin de protecție continuu? Nu! A, deci doar din când în când vă țineați din după ei? Din când în când să luau aceste măsuri. Pentru că... Nu am înțeles. Deci erau momente în care Nicușor, Zoe sau Valentin nu aveau protecție? Nu aveau. Valentin, spre exemplu, numai un colonelul Popescu, eu când a venit toarășul Valentin din Anglia, după ce a terminat facultatea, acolo am mai stat, mi se pare, un an sau doi. Și după aceea a venit în țară. Atunci i s-a dat un adiutant pe înălțimea lui, pe uh-huh. așa, dar vreau să spun că el n-a fost filat niciodată, Valentin. Păi nu, aici e vorba de protecție, mă gândesc, nu neapărat la filaj. Nu, nu. Că filajul are și rol de protecție, nu? Protecția, v-am zis că avea, când a venit de acolo, i s-a dat un... Când a venit din Londra. Adjutant. Poți? Când a venit de la Londra, de la studii. Da, da, da. Da. Atunci i s-a dat, din partea direcției, un adjutant. Da, da, da. Dar s-a socotit că Dan, ăsta... Valentin. Nu Valentin. Popescu. Nicu Ceaușescu și cu Zoe nu au nevoie de adjutanți. Că la un moment dat Nicu a primit și el adjutant. A primit doi ofițeri. Pe maiorul Ungureanu și maiorul Rădulescu. Și au mers cu el. Deci atunci, în perioada aia, n-au avut, dar după aceea, dar lui Zoe niciodată nu i s-a dat adjutant. Să pregătea o fată uh-huh. care... Bun. Era... Și ea a fugit de acasă, nu? A lăsat Mercedes-ul în fața Gării de Nord și a luat trenul. Și a luat da. Trenul și s-a dus. Atunci, la locuitorul lui Geanu Pleșiță era colonelul Pavel. Și a primit ordine de la Geanu Pleșiță să se formeze mai multe echipe. S-o caută. S-au format 12 echipe. Și eu eram și un, între ofițerii care participau la aceste, să se formeze, ca colonelul Pavel să formeze acele două. Și eu m-am ridicat și am raportat colonelului Pavel pe mine să mă repartizeze în zona Maramureș. Ce, aveți o bănuială? Eu știam niște chestiuni da, da. Mele care eu nu... Eu trebuia să raportez numai lucrurile care erau mai rele, mai puțin rele. Da, da, da. Nu orice da, lucru da, da. Trebuia să, da. Să spun că... De fapt, eu i-am zis lui... Atunci s-a... Iată-mă să vin puțin în urmă. S-a schimbat și șeful direcției. Avem Gealu Vasile. Da, dacă, da, 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 da. Dar n-a stat decât 6 da, luni da. Gealu Vasile la direcție. Și pe urmă a venit Gealu... Neagoe. Neagoe. Nu, ăsta a venit în coace. 34 da, de ani da, acolo. Da. Dar nu... Da. O să-mi aduc eu aminte. Domnul, am mai uitat. Asta e. Da. Și a ținut cont Geanu ăsta, colonelul Pavel, și m-a repartizat cu încă un ofițer. La Maramureș. La Maramureș. Am ajuns în 9 ore.
Eu știam că din Sighetul Marmației are un prieten și pe soția lui, o doamnă. Și eu m-am dus direct la Sighetul Marmației, că eu conduceam mașina. M-am mers direct și m-am oprit la restaurant. Adică, în Sighetul, și m-am dus la restaurant. Intru în sală, era ora 18:30-19, era ora de masă. Uh-huh. Și am văzut-o pe domnișoara Zoe la masă cu cei doi. Imediat prin stație am anunțat și într-o oră și jumătate a venit Bobu, care era ministru de interne, cu Nicu și cu Valentin. Cu frații, da. Cu avionul. Hai, dragă, acasă. Da. Și s-a dus. Doamne, când i-a văzut, domnul, vă spun sincer, ce scandal a făcut Zoe. Ce drăcuiel s-a spus acolo. Să plecați. Să nu vă văd pe aici. Lăsați-mă. Că a doua zi era 3 martie, ziua ei de naștere. Ca un făcut. Și ziua lui Ion Eliescu. Parcă e atunci tot pe 3. Și mie mi-a venit inspirația și m-am dus la Nicu și i-am zis, toarășu Nicu, vă rog să-i spuneți lui domnișoara Zoe că aici se găsește și tovarășul Mitică. Dumnezeu îmi spunea mie tovarășul Mitică, știi? Și s-a dus domnule la și i-a zis, să știi că aici se găsește și tovarășul Mitică. S-a ridicat în sus și a zis, să plecați de aici, să mă lăsați, să rămână doar și Mitică. Ținea la noastră, vă și respecta, avea încredere în noastră. Da, domnule, da. Păi am petrecut atâția... Domnul... La ce vârstă ați luat-o în primire? Poftiți? La ce vârstă ați luat-o în primire? A, nu mai știu, 16-17. 16-17, da. Mică. Mai... Da. De tânăr. De copil, da. Era la școală. Era, poftiți? La liceu. La, da... Sau la școala generală? Nu, nu, la liceu. La liceu. La liceu. La liceu. A, și a vrut să rămână numai cu dumneavoastră. Da, și am rămas și în seara aia am mers la gospodăria de partid, la restaurantul gospodăriei de partid, am mâncat, am băut și eu aveam și eu un păhărel. Îmi punea ospătarul whisky, dar lângă mine se găsea un ficus. Aha. Eu luam paharul, dădeam, da. Fac... Domnul, da, iar eu... Domnul colonel, știu că la un moment dat a fost și soția lui Nicolae Ceaușescu, da? Până să ajungeți... Ce-a spus? Soția, a spus soția, da? Da? Nu soția, soția. Soția. Soția, da. 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 Cât de bolnav era Nicolae Ceaușescu în ultimii ani? Domnul, diabetul ăsta e nenorocit. E boală nenorocită, da. Da. Ce să... Diabetul nu doare. Diabetul poți să dansezi. E insidios. Să mănânci, da. Să faci, da, ce... Da, da. Că și eu am diabet, dar am diabet din ăsta. Îl stăpânesc. Îl țineți din regim, da. Da, adică nu depășesc 150. Da, 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 da. Că dacă nu depășesc, nu se întâmplă nimic. Da, da, da. Trebuie să mănânci. Îl țineți din regim, din mâncare. Pentru, da, că eu nu sunt gras. Că oamenii de... Nici Ceaușescu nu era. Pentru că țineau un regim. Domnul, Elena Ceaușescu făcea meniu o săptămână pentru Nicolae Ceaușescu, cu ministrul sănătății și cu directorul... Cu Mincu. Mincu, da. Mincu și cu directorul Spitalului de Nutriție, Dumitrescu, care e lângă grădina Icoanei. Mm-hmm. Nu se mai fă. Ei făceau 3. Câteodată ministrul mai lipsea. Și făcea meniu... Ceaușescu gusta. Să exemplu, vinul îl gusta, că făcea vin el personal la Znagov, din via pe care... Cum adică îl făcea el personal la Znagov? Poftiți? Doar nu îl zdrobea el. A, nu, da. Era vin din slugurii lui. Da, slugurii lui, da. Făceau alții, dar și el se băga. Că, uite, trec din una în alta. Ce îi plăcea lui să facă, era să facă cotletul de vacă. El personal. Friptura de vită o făcea, da, el? De el. La grătar? La grătar. Acolo, la Bil, la unde stătea, în față, nu la Znagov, dar în primăverii cel mai mult. Adică în fața Ceaușescu făcea grătar, stați puțin, că asta n-am, e prima oară când o aud. Da.
Făcea grătar Ceaușescu? Da, sigur că da. El pregătea grătarul. Dar e o chestiune interesantă pe care vreau să vă spun. Cum cotletul de vacă, ca să ajungă să-l facă Ceaușescu, la Băneasa aveam o întreprindere acolo de mezeluri, de... Alfe Zandar oia, îl frăgezea oia mai întâi. Domnul, da. Să tăia vaca nu avea voie să fie mai, la greutate mai mică de 600 de kilograme. Putea să fie de 700-800 de kilograme, să tăia o singură vacă pe săptămână. Stătea 24 de ore la refrigerat vaca și după aceea cotletele ajungeau la sectorul de reprezentare aici pe Alea Alexandru, unde se făceau toate mâncărurile. Că mâncarea o făcea aici și o încălzea acasă la bucătărie, ospătarul și bucătarul. Dar el, deci stătea cotletele astea într-o încăpere unde era frig, în gheț, stătea o lună de zile, cu data când a fost tăiată. A, ca să se l-a frăgezit. Da. Pe urmă se scotea cu o zi înainte când comanda el. Da. De acasă. Când comanda, așa, se scotea cotletele respective. Cu proces verbal. Să știți dumneavoastră că revin și la asta, apropo de procesul verbal. Că așa e, să știți. Nu vă mint cu nimic, că n-am de ce, să vă mint, că nu... În primul rând că nu-mi stă în caracter să mint. Și stătea 24 de ore cu bucată de stejar, de asta, de lemn, așa, să se dezghețe ușor. Și pleca seara, după amiază, la orele 16, pleca acasă. Că și acolo acasă, frigidere, chestii, erau unde să pună, câte cotlete comanda. Că putea să comande un cotlet, putea să comande două, trei sau patru. În funcție de și cine îi venea la masă, da. Membri de familie care... Da, și el, bine că... Era grătar cu cărbun, nu? Cu cărbun, domnule. Cărbun, da. Cărbun. Că nu punea el cărbune. Păi asta, chiar acum, sunt... E prima oară când aud povestea asta, da. Și chiar vreau să-mi o spuneți, da, așa, cu lux, da, de mănunte. Deci nu... îi făcea cineva focul. Focul, da, da. Și punea cărbun, dar el știa când să pună cotletul pe grătar. Nu-l punea când era flacără, nu punea când... Când se albeau cărbunii. Ieșea fumul ăla, știți, da. Asta. Nu. Și da, vreau să spun că el întorcea, el mai dădea la cărbuni să fie mai cald, el îl prăjea pe o parte, îl prăjea pe alta, îl făcea cum vroia el. Acum, să știți că cotletul ăsta, nu știu dacă... O să fi văzut. Era un rând de carne slabă, un rând de grăsime, un rând... Domnul, și era de rotund, cum să spun eu, rotundul la mușchi. Hai că mi se face foame. Da. Foarte... Cum să vă spun eu, domnul, da? Hai că vă ascultă linia la mâncai, uite, mâncai ca la Paprika TV. Da. Ce se întâmplă? Acolo unde se tăiau așa, eu mă mai duceam, că tovarășul Lenin a zis așa, să ai încredere în oameni, dar să mai și verifici. Și eu mai duceam și eu, când știam că... Voia... Vă ducea să verificați. Vă ducea să verificați cu plasa. Și vedeam ăștia măcelari și ăștia la Băneasa de acolo, serveau și ei. Da. Și când mă vedea pe mine, toată lumea se împrăștia și eu, alo, unde vă știți, măi? Unde vă știți? Zic... Cotletul meu, micul meu, dar unde e? Și veneau oamenii... Să linișteau. Dar haideți să revenim puțin. Deci Ceaușescu și făcea cu ce îl mânca? Cu salată? Cartof nu mânca, nu? Cartof prăjit sau de-asta? Ba, mânca și mânca? El. Mânca, domnule, și el. Da? Domne. Păi dar nu prea-și ținea diabetul ăsta. Dacă mânca fritură, mânca cartof prăjit. Domnul Andronic, mânca e adevărat mai mult, dar și mai mult cartof, morcov, fiert, cu puțin unt pus așa,
cu puțină verdeață, pătrunjel, asta, adică își punea, își făcea. Și salata. Salata depinde dacă era vară, salată verde, dacă era iernă, iarnă. De varză? Da. Dar care era mâncarea preferată a lui Ceaușescu până să ajungă să aibă problemele de sănătate? Păi nu era săracul de el, de el. Nu? Nu. Pentru că îi făcea mâncarea, v-am zis. Elena. Cu ministrul sănătății. Nu zic, până să aibă diabetul ăsta agresiv. Dar ce? Diabetul ăsta agresiv, el l-a avut de mult. L-a avut de tine. L-a avut de mult, da. Nu? Da. Dar nu lua medicamente? Nu. Da, ultimata, cum să nu ia? Și făcea insulină. Făcea deja nu să se la insulină. Da, și nu, și că nu știți acum când l-a omorât, i-a adus Stănculescu. I-a adus Stănculescu medicamentele, insulină. Păi nu, adică că să-și facă insulina. Și l-ați văzut când se dădea, poate găsiți poza asta, când se dădea el jos din tank. Da. S-o punem pe coperta cărții. Da, da, și și aranja și punea căciula. Și da. Adică domnule, deci sunt multe de spus. Dar plecasem de aici, v-a întrebat Dan de, da, de faptul că i-ați luat locul, ați fost sosie. Da. În ce ocazie? Semănați așa semănați? Cu el? Păi, am văzut poza asta de pe copertă. Da. E semănați. Dați-o și pe partea, nu, ultima pagină. Adică da. Domnul Andronic, eu n-am fost sosia, cum să spun eu, să mă duc la ședințe, la... Să vă vadă oamenii de aproape, da. A da. Fost chestiunea în 1972, toamna. Și știți dumneavoastră că în noiembrie, a fost, se întunecă... Da, de vreme. La da, 4 da, jumate, da, 5, începe să... Da. Și dimineața, la 7 jumate, e tot întuneric, da. Eu... plecam de la sediul comitetului general, adică dimineața plecam din prima mașină. Da. Că, nu știu dacă, nu v-am zis. Gealul Pleșiță, prin informațiile, că vă dați seama, el a fost și la SIE, a fost și ministru la interne, a avut multe funcții din astea. Și prin informațiile furnizate de serviciile noastre secrete în toată lumea, l-au informat subalternii că rușii ar pregăti un atentat, asasinat. Aha. Pentru că rușilor le părea rău că prea Ceaușescu deveni să buricul pământului. Și a zis, ies, să-i facem noi ăștia de la KGB, să-i facem felul. Și de aici a pregătit două dosare ale unor doi oficeri, adică eu și capitanul Vasilescu Constantin, colegul meu, care eram în aceeași echipă de escortă. Știi? Și, adică, tovarășul ne cunoșteam. Pentru că e imposibil. Ești de escortă să nu te cunoască președinte. Clar, da. Nu se da, poate. Da. Și m-am... s-a dus cu dosarele noastre la Ceaușescu. Și i-a zis, i-a raportat care este situația informativă și ce măsuri trebuie vrea luate, să da, ia el ca șef al direcției. Că era șeful direcției. Și a zis, bineînțeles că după cât îl cunosc eu, dar cred că sunteți în asentimentul meu că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine că Ceaușescu era cam orgolios. Da, da. Era țăvnos, da, dar orgolios. Da, da. Adică nu puteai să faci chiar ce vrei tu. Știi? Nu. Și ce? Așa. Și n-a fost de acord? Să vă zic. Pentru că gealul Pleșiță a fost singurul șef de direcție care nu asculta de Elena Ceaușescu. Și nici arhitectul Solomon. Uh-huh. Dom'le, profesioniștii țin la meseria lor. Și îi dădea peste nas. Adică peste nas. Nu. Da. Îi explica lui tovarășa și lui tovarășul, uite așa, și Pleșiță i-a explicat lui tovarășul că până la urmă Ceaușescu mi-a ales dosarul meu. Eu eram la aceeași înălțime, aceeași
corpulența, conformația, da. Așa, eu cu pălărie, cu pardisiu, domnul... Era și Ceaușescu. Păi dacă îmi făcea lumea cu mâna... Bine, nu, nu știu dacă vă făceau așa sau așa. Nu, nu făcea, mă rog, și putea să facă așa, dar nu, nu, eu nu mă uită. Și i-am zis lui domnul Andronie că acum, după 50 de ani de zile, am dat de suboficerul care a condus mașina unde eu am făcut pe soția lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că mergeam... Și că, la... Deci dumneavoastră mergeați cu coloana și Ceaușescu pleca cu o singură mașină. Cu o singură mașină. Ori înainte, ori după. Dar de obicei după. Pentru că... Vedea dacă scăpați și dacă scăpați, pleca și eu. De obicei după. Și eu, ca să vedeți, a fost organizată treaba asta foarte bine. Pentru că a pus la intrare în sediul Comitetului Central pe un ofițer care a dus din altă parte. Da, care nu vă știa. Nu vă... Da, da. Și nici pe Ceaușescu. Da, da. Adică să-l vezi în fiecare zi. Da, da, da. Și mă saluta și eu intram. Și era convins că sunteți Ceaușescu, da. Bineînțeles. Da. Că... V-a plăcut? Ce? Asta să faceți pe Ceaușescu așa un pic? Sau vă era frică că... Sau vă era frică că vă împușcă rușii? Nu știți dumneavoastră că eu nu mi-am dat seama la început despre ce e vorba. Da, da. Dar după aceea am realizat. Da, da. După zi, două am realizat. Bă, sunt țintă. Că eu sunt carne de turc. Da, 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 da. Dar scriu și în carte că dacă mi se întâmpla ceva, familia mea era asigurată, eu declarat erou. Erou? Da. Da. Familia avea copii în pensie, nevastă mea pensie. Deci, nu mai duceam grija familiei, să zic așa. Păi da, dar erați băiat tânăr, nu... Da. Domnul... Da, spuneți-ne o chestie. Elena Ceaușescu era așa scorpie, cum se spunea? Era, domne. Deci era femeie rea. Aoleu! Nu, nu vreau să fiu misogin acum. Ce se întâmplă? Ea mai avea un general acolo. Avea o Suzana, pe Suzana. Cea mai de încredere femeie... Suzana Gâdea? Gâdea? Poftim? Nu. Suzana Gâdea? Nu, Suzana Gâdea. Suzana chiar așa, o, da. Dar nu Gâdea. Andrieș. Uite că mi-am... Că era ofițer de securitate? Nu! Ah, am zis, da. Era bărbatul său, era subofițer la direcția civilă. Aha, aha. Da. A, și asta era, ce era? Prieten aici? Ce era? Era un fel de administrator. Am înțeles. Acasă. Acasă. Da. Mergea la Znagov. La Znagov, da, mergea, da, la predal, da, la predal. E după aia, da. Adică, da, ea... domnule, și eu mi-am dat seama... Pe asta a schimbat general, domnule. Suzana asta. Schimbau deja oficieri care nu-i conveneau ei. Eu mergeam și eu la Znagov, când, unde stătea, practic, avea ea casa. Dar avea și aici, în București. Nu e o problemă. Da, tovarășul vara tot timpul stătea la Znagov și avea și ea casa acolo, că se doarmă seara cu bărbați. Și eu mi-am dat seama de valoarea acestei... Că e importantă pe lângă, da, pe lângă Lena, da. Și am căutat să nu o supăr cu nimic. Să nu vă treacă în rezervă. De exemplu, când eram aici, eu mai se întâmpla să mă duc în control pe acolo, că eu aveam grijă de tot personalul care deservea familia președinte și răspundeam de tot personalul care... Ați prins vreo mâncă fură? Oh, îl pamă... Îl furau pe Ceaușescu? Oh, sunt multe de păpăcut. Și cum să spun... Dar ce furau? Mâncare! Ce să fur? Nu, aia nu cred că la mâncare nu... A, am dat mâncare. Un bucătar că pleca cu roțile de cașcaval. Dar să-i fure haine, să-i fure... Ciorat? Nu, aur, domne, aur! A, bijuterii? Da. Păi câte am descoperit? Dacă îmi permite să... Da, da, da. Bă, cum? Da. Ce se întâmplă? Personalul care l-a angajat, care... Îl vroia ea. Eu cu colegii mei trebuia să asigurăm acest personal. Dacă, să exemplu, astăzi unul își tăia mâna,
Eu trebuia să am om ca să pună în loc imediat. Dar în loc verificat omul ăla. Vă dați seama. Păi și cum îi prindeați că fură? Se prindea Elena Ceaușescu și vă spunea sau vă prindeați? Ce se întâmplă? Eu nu cred că pe vremea nu erau camere de luat vederi și așa mai departe să zici că... Eu nu. No, tot era ochiul și timpanul. Totul era informator și colaborator. Ochiul și timpanul, da. Da. Totul era pentru că eu dacă angajam, nu eu angajam, sectorul reprezentare, dar eu dădeam avizul și eu mă duceam după personal. Adică îi făceați... Să-l caut. Da, vă duceați și îi făceați profilul la vecin, da. La... Vă rog frumos, haideți ultima... Nu, nu, povestit. Stai să vă zic. Da. Că scriu acolo Fata din Munții Apuseni. Când citeți asta, vă rog frumos. Eu când citesc, mi-am dau lacrimile. Pentru că am fost la indicațiile Elenei Ceaușescu să mă duc să caut o fată, da. În Apuseni. Da. Și eu m-am dus pe Valea Arieșului, pe acolo. Dar domne, pentru ce avea nevoie? Pentru curățenie? Pentru... Da, pentru curățenie, pentru... călcat, pentru spălat, pentru... Domnul, nu era mașini de spălat și ea nici nu accepta ca... nu știu dacă a apărut mașini. Nu erau mașini de... Da, cred că erau. În Occident sigur erau. Nu știu dacă în România. Eu n-am văzut la K2, că acolo... Da. Kalinin 2, da. Kalinin 2. Da, K2 de la Fonzea. Dar știți acum a fost vila aia? Nu. Alo... Drăghici. Alu Drăghici, da. Și eu am contribuit cu 10.000 de lei la construirea, pentru că am terminat școala militară în 60 și atunci Drăghici era ministru de interne. Alexandru Drăghici fost ministru de interne, care era în 68 parcă e, chiar era plenara când îl... Când era, când da, îl schimbă, schimbă pe Drăghici, pe Nicol, îl degradează. Da, un an jumate am stat după Drăghici, băiatul, cu o echipă de filaj. Un an jumate. Dar asta e altă poveste. Da, să, deci, întrebarea era următoarea. Deci îl furau pe Ceaușescu și vă prindeați. Dar cum îi prindeam? Tot dacă eu răspundeam, îl angajam, adică semnam de el, îi spuneam. Și el trebuia să mă informeze. Deci, spre ceilalți, dacă... Ce fac ceilalți în timpul serviciului? Dacă își fac meseria așa cum trebuie. Că să iau, pot să iau măsuri. Că le spuneam, măi, fraților, dacă voi vă face și dacă voi îmi spuneți mie despre că face, vă face și vouă bine. Că nu se întâmplă niște lucruri și să... Că îi întrebam, vă place aici? Vă cutare? Să aveți nevoie de ceva? Când aveau nevoie de ceva, eu le făceam rost. Și lăsam la hotelul Tolstoi tot ce vroiau ei. Pentru că nu se găsea pe piață. Nu se găsea nimic, da. Adică... Și ăștia vă spuneau, băi, vezi că mitică fură. Da. Dar ce se întâmplă? Tovarășa nu accepta fete căsătorite. Nu accepta să lucreze una de dimineață, alta după amiază. Nu accepta. Și lucrau câte 10-12 ore. Cu toate că noi am informat conducerea direcției. Noi, ofițerii, care răspundeam într-un fel sau altul de personalul respectiv. De necazurile și nevoile personale. Da, că trebuie să fie mulțumiți. Adică și, da. Fetele astea, domnul... Erau tinere, domne, aveau și ele nevoie să se întâlnească cu un băiat, să ducă la o petrecere. Să ducă la un film. Am înțeles, dar ideea e următoarea. Când m-am întrebat de Elena Ceaușescu dacă era așa o scorpie, cum se spunea, mi-a spus că da. Și controlul pe care l-a exercitat în ultima vreme, în ultimii ani, asupra lui Nicolae Ceaușescu, la un moment dat înțeleg că îi pusese și microfoane în birou. Păi, la indicație, la tovarășa, că i-a chemat pe Țencu și pe Lăzărescu, amândoi, ăla, șeful... La tehnic, da. Da. Din Țencu, da. Din... Tonola. Tonola, dar el avea birou aici pe 13 decembrie sau lângă Negoiu, mai... Da. Acolo avea... păi ei i-a chemat și le-a zis așa. Măi, lui Gealu și... Da.
Nu știu cum să... Dar vă... ei au acceptat o misiune ca asta? Să-i bage microfoane lui Nicolae? Deci ei au acceptat o misiune ca asta? Să-i bage tehnică lui Nicolae? Păi cum să n-accept, domnul? Parvă de afară. Dar vă spun eu că un chițibuș aici. I-a chemat și a zis așa. Măi, voi știți că tovarășul este bolnav. Că știam. Toată lumea știa. Eu am și-o problemele mele, am și-o probleme de rezolvat, care sarcinile... Am serviciu. Sarcinile da. Mele de serviciu. Avea și sarcin, da. Da. Și trebuie să... Eu nu pot să stau toată ziua pe capul lui tovarășul. Acolo, în birou. Și știți cum... Că Comitetul Central e așa și... Și aripile. Aici, în dreapta... biroul lui tovarășul și în stânga pe aceea și palier și așa, era tovarășul. Ei dacă ieșeau unul la geamul ăia, își făceau cu mâna lui aici. Iar tovarășa dacă era perdea o trasă, nu-l vedea, dar mai ieșea și el. Era șeful de cabinet. Știi? Și voi știți că tovarășul, eu am nevoie cu tare, cu tare. Vă rog să faceți în așa. A, din grijă, da. Aveți, da. Eu vreau să știu dacă îi se întâmplă tovarășului ceva, să mă duc imediat. Repede la dâns. Da, și era pe direct? Adică asculta în direct? Da, bineînțeles, în biroul deci ei... Deci el avea microfonul, ea avea receptorul. Păi bineînțeles. Și, de exemplu, vă spun așa, că așa a devenit Elena Ceaușescu simbolul României. Și... și te duceai dumneata, ministru agriculturii sau și spuneai că e o problemă, da. Să ducea Gheorghe Oprea. Da. Care, bine, domnule, Oprea mai întâi tema Gheorghe Oprea mai întâi trecea pe la Elena Ceaușescu. Domnule, Gheorghe Oprea jos, a fost cel mai bun ministru, după părerea mea. Economist. Economist adevărat. Așa, și se ducea la Ceaușescu. Și a apăsat pe buton. Nu! Era tot timpul deschis. A, era deschis tot timpul. Păi ce, bă, ea știa că se duce, cine se duce, cum se duce. Dar auzea când vorbea. Ăla care se duce, îi spunea, tovarășul președinte, sau tovarășul președinte. Uitați la ce m-am gândit eu. Și îi spunea lui Ceaușescu ce vrea să facă acest ministru. Cu asta, cu asta. După ce pleca ăla, la 10 minute, se ducea tovarășul la el. Ora, ce faci, Nicule, cum o duci, ce așa, după așa ce ești bine, zice, mă, Nicule, uite la ce m-am gândit eu. Și îi spune? Ce îi spune? Maria Țoară. Și ăsta se mi-a, bă, ce deșteaptă, ce nevastă azi deșteaptă. Azi așa, da? Da. Mâine așa, voi mâine așa. Băi, așa cum ziceți dumneavoastră, băi, ce fată, ce nevastă deșteaptă am. Și când era dumneavoastră, trebuie să, și dumneavoastră, știți, când Nicolae Ceaușescu lua cuvântul la o ședință a Comitetului Politic. E cum se uita la ea, să vadă dacă, da. Citea, da? După, că, și aici să ne zice că trebuia dactilografile să... Dacă, da, se scrie cu cor mare, da, da. Eu când făceam informat, că de-aia... Ați văzut, domnul? Da, da, am văzut dedicația. Numai cu litere, da, majuscule. Da, da. Eu trebuia să scriu, eu am și uitat cum să... Scrieți normal. Pe cuvântul, bă, uitați-vă. Da. Trebuia să scriu cu litere majuscule. Și nu puteam să... Da. Nu cred că se vede. Uite, acum cred că se, da, vede mai bine. Da. Nu puteam să scriu... cu litere... Cursiv, normal. Nici, da, dactilografa. Da. N-avea voie să dau la dactilograf. Da. Că Stănescu, Dumnezeu să-l ierte, a fost cel mai bun ministru de al securității. Ne-a învățat multe. Adică să bătem... A dat ordin. Să bătem la mașină, să conducem mașina, să vorbim limbi străine, dar Burla nu știe decât limba rusă puțin. Bun așa. Vedeți că vin vremuri grele. Da. Da. Așa. Și când ținea cuvântările, el, da, avea obicei, întorcea capul, se uita, no, la ea, să vadă dacă zice bine. Citea după... Citea după... La după caractere hârtie, marcă, da, dactilografie. Da. Da. Bătea la caractere mari. Erau două, da, dactilografie, numai la caractere, da, mari, da, la, da, mașină. Da. Dar la un moment dat ieșea din... Text. Text, da. Textul
și începea să vorbească el. Da, de la el. Da, de da. La el, cu clasa muncitoare, da, cu ce... Cu ale lui. Și după ce termina... Da, s-a uitat la ea, dacă a fost domne, bine. Domne, făcea da, așa. Da, da, făcea așa și ea dădea din cap. Și ea dacă dădea din cap, e clar că... Domnul colonel, domnule, era ceea ce se cheamă sub papuc? Domnule... Îl avea cu... Domnul, îl avea cu ceva la mână, domnule? Nu îl avea cu nimic. Care, mie, mi-a dar... povesti, mie mi-a povestit Titus Popovici, Dumnezeu da, să-l odihnească. Și a și scris, cred că l-avea la mână. Cu ce, domn? Domne, cu niște treburi care se petrec pe-n pușcării. Că nu, se spune că el da. A fost fetița lui Gheorghe Udej. Fetița lui Gheorghe Udej în Pârnaie. Nu, de ce să vorbesc prost? Nu știu. Nu știți. În ambele, el a stat da. Cu Gheorghe Udej și în da, la închisoarea de la Caransebe da, da. Și în lagărul de la Târgu Jiu. Da, 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 știți că el, Ceaușescu a stat și cu tata lui Ion Iliescu. Da? Da, 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 da. Iescu, da, cred că l-a prins în lagărul de la deci, Târgu Jiu. Da, că se ducea Elena Ceaușescu, se ducea la Ceaușescu, îl lua și de mânuță pe Ilici. Băiețelul, pe Ilici al nostru, că era băiețel, la vorbitor, la Tasu. Da, da, domne, dar Nicolae Ceaușescu i-a promis lui tata lui Ion Iliescu la închisoare acolo, da. Că l-a rugat pe Ceaușescu să aibă grijă de copilul lui. Păi și n-a avut. Păi a avut, cum? L-a trimis la studii în Franța. La Moscova, nu în Franța. După aceea. Cum? La a, da, a fost și în Franța la studii, da, da. Păi, da, da eu nu vă spun. Da, 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 da. Formă l-a trimis la Moscova. L-a făcut... Ion Iliescu, de ce să nu spunem? Dar cum era? Era ca un copil pentru Ceaușescu, nu? Păi, dormeau în aceeași casă, mâncau în același loc, era copilul lui. Pentru că să știți, oltenii de obicei să țin de cuvânt. Da, fiecare cu experiențele lui, da. Ce să zic. Adică ce experiențe proaste ai avut, mă, tu cu mine, eu, solten? Norocul... Te-am mințit eu vreodată? Da. Norocul meu că sunt gorjan. Aha, da. Nu da, sunt olten. Da, da, da. Sunt mult mai bine, da. Da. E altceva. Păi zic că nu-i român precum oltean, și oltean precum da. Gorjan. Și uite că dau dintr-una în alta. Haideți cu, cu Ilici, cu Iliescu. Deci Iliescu l-a sprins când se juca cerculețe, arunca cu cerculețele, când jucau volei. Nu l-a sprins nu, în... Nu. De ce deci noastră, când ați intrat în dispozitiv, el era ușor în disgrație. Nu! Nu? El n-a fost în disgrație niciodată. A prim secretar e disgrație. A fost la Iași, la Timiș. Păi aia e disgrație. L-am prins când era prim secretar al UTC-ului. Aha, aha. Deci l-ați prins de la început. Da, da, la început. Da. Nu l-am păi prins. Și nu venea la Ceaușescu acasă? Poftiți? Nu venea la Ceaușescu, la Znagov, la... Păi cum să nu vină, domne? Domne... Acum să știți, o metodă a lui Nicolae Ceaușescu a fost în felul următor. Toți care intrau în disgrația partidului, adică lui, da. Nicolae Ceaușescu de toți a avut grijă. I-a dat afară din... De aproape. De aproape, dar ei s-au bucurat în continuare da, de funcție. De funcția lor. Și condiții de viață. Mașină, da, da. Mâncare, da. Casă, trimis în delegații, știu eu. Că, da, să revenim. Era sub papucul lui Elena, Nicolae Ceaușescu? Dom'le, nu pot. Era sub papuc în sensul ăsta. Dar fără să-și dea seama el. El nu, da. Nu, da, da. El credea că e șmecher. Nu, el ca orice bărbat care se respectă. El zicea că ce nevastă grijulie are. Dom'le, și vă mai dau o chestie care eu aveam aici la sectorul reprezentare, că i-am zis lui domnul Andronic că am avut posibilitatea să înregistrez anumite persoane care mă interesau pe mine, da, da. Ca ofițer. Ca din 11 posturi telefonice, 6 au rămas la serviciu mamă și 5 au rămas la colectivul de care... Așa, și ce nu registrez? Și eu puneam, aveam un telefon unde se pregătea mâncarea, care nu-l scoteam niciodată de acolo. Și vreau să spun că am înregistrat-o pe Elena Ceaușescu. Aha, discuții, da. Că ea a cerut să vorbească cu Burciu Radu, care conducea... Că nu știu... Hai că revin... Stați așa, nu divagați, exact. Și ce îi zice? Ce ați înregistrat? I-a zis, măi Burciule, l-a căutat pe Burciu, măi Burciule, ți-am dat acum o săptămână, 10 cămăși al lui tovarășul.
să-i schimb manșetele și gulerul și nu le-ai adus. Vedeți dumneavoastră? Și zice Burciu, tovarășa, în două zile le aveți. Dom'le, ce pot să zici acestui om când el schimba gurările și... Când se toceau. Da. Pe urmă, mâncarea, domnul. El venea mâncarea pe factură. Rămânea mâncare, o dădea retur. El plătea mâncarea. Bun, acum haideți să nu facem, să idealizăm, îl transformăm pe Ceaușescu într-un gospodar, pentru că din punctul de vedere al poporului, muream de foame, muream aia de frig. Aia e altceva. Nu e altceva, contează. De ce? Păi dar el, își plătea mâncarea. Am înțeles că își plătea mâncarea. Avea 14 grade în vila din primăverii? A, nu. N-avea. Avea 20-22, nu? Da. Cât să-i fie bine. Da, bă, bineînțeles, domnule. Despre asta e vorba. Până la urmă, a existat o diferență. Acum trebuie să facem și diferența. Că acum și un portal la ministerul nu știu care o duce mai bine ca cum o ducea Ceaușescu. E, nu știu dacă o duce mai bine decât o ducea Ceaușescu, nu cred că Ceaușescu a dus rău. Dar are cântare de aur asta. Nu, alea au fost niște exagerări stupide. Cântare de aur asta. Nu, alea au fost niște exagerări stupide. Prostii. Cu stanțe de aur, cu BG-ul era de aur, tot era de aur. Avem obsesia aurului, nu știu de ce, îl vedeam așa. Și să revenim la curturile. Un fel de nuțul cămătarul al comunismului. Trebuie să vă... Și o fată a raportat directorului, m-a ajuns și la mine și la ea, la Elena Ceaușescu, că vrea să se mărite. Și când i-a venit sorocul, a plecat din casă, de la Elena Ceaușescu. A plecat și din informațiile celor care au rămas, mi-au spus una din așa că această fată a furat foarte multe bijuterii. Acum, domnul, să nu crede, erau cutii din astea. Să exemplu, Zoe avea vreo 3 cutii cu bijuterii. Cu bijuterii. Acolo, în camera ei. Da. Nicu, tot așa, de argint și de aur, câte... Dar de unde? Le primeau cadou sau le cumpărau? Le primeau și le și cumpărau. Dar le cumpăra securitatea de obicei. Adică de prin... talciucuri. Operațiuni valutare speciale. Ce mai confiscau și ei. Domnule, de la ofițerii de la CIA, domnule. Da. Adică, trimiteau prin curier. Dacă Nicu pleca în America, îl avea grijă de el, un ofițer de acolo. Îi plătea aia, îi plătea aia. Când, acum... A plecat cu... a ciordit bijuterii. Da. Și atunci eu mă duc și îi raportez, că de-aia nu-i bine să raportez totul șefului. Dar trebuie să... Și eu mă duc și îi raportez colonel Voiculescu Vasile Dumnezeu să-l ierte, un oficier deosebit. Colegii mă aud și poate să știu despre cine vorbești și ce vorbești. Așa e, îți raportea că asta a furat. Și, așa. Da? Și zice... Și tu ce propui? Știi că eu mă duc cu aia să-i raportez. Și vă treziți cu o problemă. Să primesc ordine de la șef. Și tu ce propui? Să recuperăm bijuteriile, ce să propui? Zic, tovarășul, colonel, peste 2 săptămâni fata asta are nuntă. Și știți dumneavoastră, la nuntă, când e, mireasa... Se împodobește. Ea mai avea o soră care lucra la altă întreprindere a gospodării de partid. Mă duc și stau de vorbă cu ea. Băi, uite, asta, tu ai primit ceva de la... Uh-huh. Uite, eu am niște informații că sora ta, așa, dar zic că inelul ăsta, colierul ăsta și lanțul de la gâtul tău, de unde e? Mi l-a cumpărat bărbatul, foarte bine. Mă zic, uite, ești de acord să îți fac un control acasă? Da. Aia atunci ia și scrie. Și am luat acordul. Da. Dom'le, să respectăm legile. Eu nu puteam să... Și ați găsit ceva? Păi am găsit. Da. Și ea de ce a fost de acord dacă știa că furase? Poftiți? Ea de ce a fost de acord dacă știa că furase? Păi nu, că ea ducea, spre exemplu, ca să vedeți, parfumuri, dar nu sticla plină. Începute, da.
da, început. Da. Săpunuri, detergenturi, fel de fel de chestii, aur, că am găsit. Dar nu le-am luat. Le-am consemnat într-un proces verbal și le-am lăsat acolo. Și când a venit nunta... I-a făcut flagrant. Dom'le, le-am găsit acolo. Da. Și m-am dus la nuntă. M-am dus cu un ofițer, cu un colonel. Și m-am dus acolo și i-am zis lui asta, care sora, băi, când te duci la nuntă, te rog frumos o întreb de bijuteriile astea, care așa, te rog frumos, că s-au furat niște bijuterii. A reclamat așa, vară, și ce a făcut? Și mă duc la nuntă și o văd pe mireasă, o cunoșteam și pe mireasă și pe sorusa. Dar sorusa, când m-a văzut întâi sorusa, i-am făcut semn din ușă. A venit la mine și după niște toarășul colonel, vă rog frumos, lăsați-mă să mă duc până la toaletă și viu. Cred că a făcut pe ea când m-a văzut, că mi-a recunoscut. Și ei zis, ce n-am apucat. E, era plină și pe mâini și pe gât și în cercei și, Doamne, de brățărul, de aur. E, lăsați că avea de un săpure. Eu zic să ne oprim aici. Da, da, a trecut ora. A trecut ora. Da, noi, haideți să mai continuăm povestea, da, pentru că sunt multe lucruri de spus. Puteți să faceți un serial cu mine. Nu, pe cuvântul. Da. Facem un serial cu mine. Îmi face plăcere. Facem și mai discutăm și de lucrul contundent. Mirel, punem punct aici, da? Punem punct aici, da. Și îi anunțăm pe cei care se uită la noi că domnul colonel Burlan s-a apucat să scrie o carte, va face niște dezvăluiri absolut senzaționale în cartea asta, în premieră. Pot să spun Ceaușescu trădat de propria... Da, sigur că da. Ceaușescu trădat de propria sa familie. Nu supoziții, nu zvonuri, nu legende, fapte și documente. Și, nu, și nume, nume. Și nume, că, sigur. Nume că. Real. Nume real, da. Vă mulțumim de tot, vă mulțumim, domnule colonel. Mulțumim, domnule colonel, Doamne ajută, sănătate. Și eu mulțumesc sănătate. Mult că ați avut amabilitatea să vă primiți și vă spun că n-am să... Dacă dumneavoastră, din ce am vorbit eu și din ce o să mai vorbesc, poate altă dată, dacă vă zice cineva că eu în emisiunea dumneavoastră nu spun adevărul, să-mi spuneți. Să, da, să fie sănătos dacă deci, spune asta. Nu, dar nu... Să știți, că, să știți că la noi, la români, și dacă îl inviți, Doamne iartă-mă pe Iisus Hristos, tot o serie de spectacole nu o să-l creadă. Hai,